Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-le din nou în fața dumneavoastră cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un invitat. De fapt, o revenire în studiul nostru a domnului Ciprian Gheorghe Luca, un prieten al emisiunii noastre, un prieten al Produces Media și, bineînțeles, un om de nădejde atunci când e vorba de a trata subiecte dificile din Sfânta Scriptură. Domnule director, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mi-a fost dor de dumneavoastră, mi-a fost dor de studioul acesta. Am fost prins cu foarte multe lucruri și lucrări. Ați pomenit de nădejde. Nădejdea trebuie să-l caracterizeze pe creștin și am nădejde că Domnul ne va ajuta să isprăvim cu bine ce am început. Dar acesta e motivul pentru care am absentat oarește timp. În orice caz, mă bucur să fiu din nou aici și felicitări pentru emisiune. Slavă Domnului, știe Dumnezeu cum le așează, trebuie să ne pregătim, trebuie să lucrăm și iată-ne că din nou avem posibilitatea aceasta de a împărtăși și din ceea ce Dumnezeu ne-a dat ca învățătură, ceea ce noi am înțeles și ceea ce ați înțeles dumneavoastră, să putem împărtăși și cu ceilalți. Astăzi vă propun un subiect destul de, să spunem, de real, foarte prezent în zilele noastre, și anume vom vorbi despre relația creștinului cu biserica. Și când vorbim despre biserică, vom înțelege, vom defini întâi ce ar trebui să înțelegem prin biserică, pentru că în funcție de context, de cultură, de mediu din care venim, chiar din confesiune, putem înțelege lucruri puțin diferite sau incomplete, aș spune eu, cel mai bine. Dar am fost provocat să ridic puțin tema acestei discuții la fileu și în special către dumneavoastră, datorită, să spunem, unor experiențe personale pe care le-am avut și văd că din ce în ce mai mult sunt prezente în zona aceasta online-ului, în pandemie sau după pandemie, vom vedea cum vor evolua lucrurile, se tot promovează ideea aceasta că omul are datoria de a se poziționa în fața mântuirii, planului de mântuire de Dumnezeu. Și fiecare om știm că la un moment dat se ia o decizie. Îl urmează pe Domnul Hristos sau nu îl urmează pe Domnul Hristos. Sunt multe voci care spun că practic lucrarea noastră de a accepta mântuirea aceasta se rezumă doar la a zice da sau nu și de a practic a ne încadra în plutonul acesta ceresc, dacă în armata aceasta lui Dumnezeu, și prezența noastră într-un grup, într-un mediu, într-un, să spunem, fie că este biserice sau știu eu, poate mai mic sau mai mare, indiferent de grupul din care face parte, într-o biserică locală este, să spunem, alegerea noastră. Important este ca omul să-și aleagă calea către Dumnezeu, să accepte pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor și apoi automat este, să spunem așa, în poziția aceasta de membru în Biserica Universală, al cărei știm cap este Domnul Hristos și apoi restul nu mai contează. Și înainte de a discuta toate aceste aspecte, vreau să vă citesc din memorie un singur verset care se găsește în Fapte 2. Eu nu știu de ce întotdeauna când vorbesc despre ce se întâmplă în zilele noastre, mă întorc la Fapte capitolul 2, acolo unde se spune foarte clar că credincioșii de la începutul bisericii făceau patru lucruri. Stăteau în învățătura apostolilor, stăteau în rugăciune, se întâlneau la templu, da, pentru părtășie părțească și apoi luau cina Domnului sau stăteau la masa Domnului. Acestea sunt cele patru. Și una dintre întrebările pe care vreau să vă le pun este de ce făceau lucrul acesta împreună? Chiar acesta este cuvântul temă. Pentru că ceea ce vom discuta în seara aceasta are legătură cu termenul acesta de a sta împreună. Nu mai spun că mi-a venit acum în minte și versetul acela unde Domnul Hristos spune că doi sau trei care vor fi să vor întâlni numele meu, voi fi și cu el acolo. Dacă mântuirea personală
întrebarea cu care începem. Dacă mântuirea este personală, de ce este nevoie totuși de un grup? Și știm din istoria bisericii că grupul acesta a evoluat și până la urmă învățătura creștină este peste tot acum. Întrebarea noastră este una complexă, dar de actualitate, pentru că, într-adevăr, și înainte de pandemie și în timpul pandemiei și acum, există creștini care au această înțelegere, o socotesc eronată sau, chiar dacă ea este sinceră, poate totuși nefundamentată biblic. În opinia mea, sunt cel puțin două sau trei cauze explicative sau explicații pentru această stare a lucrurilor. Primul are de a face cu epoca în care trăim, cu această postmodernitate sau chiar post-postmodernitate, în care se adeverește ceea ce spunea un mare sociolog englez, Grace Davies, trăim în epoca credinței fără apartenență. Spunea el, believing without belonging. Crezi fără să aparții. Și asta dă naștere unui soi de individualism sincretist, în care individul, pentru că nu e așa, despre el e lumea, despre individ, își alege, ca dintr-un bufet suedez religios, anumite idei, anumite principii, anumite chestiuni care îi se pare lui utile în a-și cultiva un soi de spiritualitate și își face o religie după chipul și asemănarea sa, în care el este maestrul de ceremonii. În cele din urmă, el ajunge să fie și Dumnezeul său sau idolul său, dar nu mai spunem asta acum. Acest soi de individualitate sincretistă este încurajată de curentul vremii în care noi trăim. Nu spun mai multe, există și cauze clare pentru asta sau justificări și există și medicamente sau tratament pentru așa ceva. Dar aceasta este oarecum faptul, realitatea. A doua explicație, și poate că unora dintre telespectatori nu le va plăcea, pentru că este o pastilă amară. Are de-a face cu ceea ce eu aș numi decontarea unei facturi pe care noi, ca evanghelici, trebuie să o facem, pentru că am vorbit atât de mult și atât de apăsat despre mântuirea personală, uitând să vorbim și despre dimensiunea ei comunitară, care este absolut biblică, mântuirea cea de obște, adică a comunității sau în sânul comunității, sigur că reacție poate de înțeles, cel puțin pentru o perioadă, la gândirea răsăriteană, pentru că evanghelicii au avut o perioadă în care au încercat să se detașeze. În zona noastră românească, în care națiunea era privită ca și națiune creștină, biserică națională. Da, și poate că de cealaltă parte, biserica răsăriteană a accentuat cumva prea mult această idee de mântuire de obște, de mântuire în comun, de mântuire la paușal, așa, întregului neam, cumva înțeleasă așa, de omul de rând. Poate că teologii n-au vrut să spună asta, exact. Dar omul de rând așa înțeles. Cu siguranță. De aceea atâtea interpretări cu privire la Catedrala Mântuirii Neamului, și care foarte bine că s-a făcut. Doamne ajută. Domnul. Încât revin la noi, la evanghelici, din dorința aceasta de a ne distanța, de a ne poziționa cumva, de a ne face o identitate, am accentuat opusul. Dom'le, nu e așa că ne mântuiește Dumnezeu pe toți la îngroși. Nu, mântuirea e personală, fiecare trebuie să... Și toate acestea sunt biblice, da, trebuie să luăm o decizie, trebuie să îl primim pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor, fiecare dintre noi. Dar atenție, în contextul Scripturii nu găsim acest soi de mântuire a călărețului singuratic, în care creștinul zburdă așa de unul singur,
face ce vrea, se duce pe unde vrea, dar el e mântuit și nu numai că el e mântuit, dar cumva se face pe sine lege și judecă după standardele adoptate de el sau standardele proprii, dacă o biserică e bună sau nu, dacă pastorul zice bine sau nu, adică el stabilește canonul. Ceea ce se întâmplă acum este produsul sau, spuneam eu, de contul facturii acestei insistențe neinspirate, exagerate, de partea noastră a acestei noțiuni de mântuire personală în detrimentul echilibrului dintre mântuirea trăită în comunitate, în sânul bisericii. Eu chiar cred că în afara bisericii, în afara de trupul lui Hristos, în afara de relația organică cu trupul lui Hristos, nu există mântuire. Cine, care, cum este trupul acesta e altceva de discutat. Dar nu poți să îi aparții lui Hristos, să fii atașat de Hristos, dar desprins de trupul său, de organismul, de ființa trupului său, care e biserica. Și atunci, în loc să accentuăm acest echilibru și să spunem, da, există o dimensiune comunitară și da, există și o dimensiune personală, fiindcă am accentuat doar cea personală, am ajuns aici. O a treia explicație, mai ales în contextul actual, poate fi și bulversarea, să nu zic mintirea, bulversarea aceasta creată de spaimele și traumele pandemiei. Când oamenii au trebuit cumva să-și găsească drumul, să ia decizii mai plăcute, mai neplăcute. Vom trata și aspectul acesta, pentru că vom ajunge inclusiv la ceea ce înseamnă biserica online, așa cum este ea cunoscută în limbajul nostru. Și ăsta este un motiv foarte clar, în care oamenii acum, la un click distanță, își pot alege serviciu, modul de predicare, de cântare și la un moment dat au impresia că aparțin unei comunități de zeci de mii, de milioane poate, și nu mai e nevoie să aibă de a face cu o comunitate locală. Ați menționat mai devreme fapte 2 și ce făceau Sfinții Apostoli împreună cu ceilalți care se adăugaseră bisericii. Acolo, în fapte 2, sunt cel puțin două argumente în sprijinul importanței bisericii locale. Cei care practicau acele lucruri nu era așa, nu era un grup vag de peste tot și de niciunde. Erau creștini din Ierusalim. Biserica locală? Era biserica din Ierusalim, care era coagulată în jurul Sfinților Apostoli, în special Petru și Iacov, care slujeau acolo ca episcop și care, mă rog, coordonau, să spunem așa, activitatea pastorală. Și care de acolo... Dar iată, pe de o parte, avem descrierea a ceea ce un grup foarte bine definit, concret, de creștini locali făceau. În al doilea rând, acolo se dau niște cifre. Spune că Domnul adăuga zi de zi la numărul celor care erau mântuiți și ni se dă chiar la predica lui Petru, ni se dă un număr, aproape 5.000 de suflete. Deci cineva contabiliza. Nu știu dacă le nota și numele, nu este exclus, dar este doar o speculație a mea. Da? Nu știu dacă cineva îi scria cum îi cheamă, dar e clar că cineva îi număra. Și se știa foarte clar în această biserică, care nu poate să fie biserica de peste tot. Nu, e biserica din Ierusalim. În această biserică există atâtea, acest număr de persoane, da? Atâția creștini, și ei fac aceste lucruri. De ce a fost posibil, că asta ți-a întrebat cumva la sfârșit, de ce făceau așa, de ce a fost posibil lucrul acesta și de ce au mers pe linia aceasta, întrebați un teolog pentecostal și răspunsul meu poate fi numai cinzecimea. Pentru că
cinzecimea este manifestarea puterii născătoare de comuniune. Puterii lui Dumnezeu, puterii Duhului Sfânt. Venirea Duhului este, de fapt, zămislirea bisericii. Se spune că este actul de naștere. Da, este zămislirea bisericii. Biserica era cumva, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, era făcută, era plămădită. Dar zămislirea ei, venirea ei pe lume, în toată splendoarea, să spunem așa, se întâmplă la cinzecime. Și se vede diferența, apropo de ce face Duhul Sfânt și cum îi transformă pe oamenii aceia după cinzecime, se ne aduce aminte că ei stăteau grupați, erau chiar ascunși, aș spune, și înainte de cinzecime. Pentru că chiar înainte de înviere. Ei stăteau unii cu alții, dar apoi când Domnul Hristos vine și avem episodul acela cu Toma, la fel, erau acolo, da? Diferența între grupul de oameni care erau la oaltă și grupul de oameni însuflețiți de Duhul Sfânt e o diferență majoră. Cinzecimea este evenimentul care, pentru creștinism în general și pentru creștinii pentecostali în mod special, devine cumva paradigmatic. Devine un model, un standard, o paradigmă a modului în care Dumnezeu e perceput ca lucrând în lume și prin biserică. Pentru că acolo unde se întâmplă cinzecimea, și opinia mea este că cinzecimea istorică, într-adevăr, este un eveniment singular, dar revărsarea Duhului, așa cum vedem și în Faptele Apostolilor și în cursul istoriei, continuă. Nu mai avem o repetare a acelei cinzecimi inițiale, dar ca eveniment, repet, istoric, dar Duhul lui Dumnezeu continuă să se reverse și oriunde este Duhul, oriunde vine Duhul, se întâmplă comuniunea. Da? Are loc comuniunea și are loc biserica. Există un episod foarte cunoscut în Sfânta Scriptură, este întoarcerea lui Saul pe drumul Damasului. Am spune, poate un episod ideal pentru ca cineva să se întâlnească cu Domnul Hristos față în față, să fie copleșit, practic, a fost dărâmat la pământ, da? Întâlnirea aceasta a fost una dureroasă pentru Saul și apoi... Și aș fi zis, poate contextul ideal pentru ca acel nou convertit să-și urmeze calea de unul singur și să nu aibă treabă cu niciunii din... Mai ales că, știți că au fost semne de întrebare, astfel cum a ajuns el și chiar a fost nevoie să dea explicații. Suspiciuni, rețineri. Da? De unde a venit, ce a făcut, pentru că nu era din grupul ucenicilor. Mai ales că aveau... Imaginați-vă că el era cel mai aprig prigonitor. Să-mi fie scuzată comparația, e ca și cum liderul unei celule extremiste, teroriste, s-ar converti și după ce a omorât nu știu câți creștini sau în sfârșit, dintr-o dată ar deveni un propovăduitor. Păi toată lumea ar fi cumva atentă să... Măi, e pe bune, nu e pe bune? Adică e chiar transformat omul ăsta sau are alte scopuri? Vrea cumva să ne prindă, să ne... Oamenii, vă dați seama, erau foarte contrariați ce s-a întâmplat. Deci ar fi fost, să zicem, candidatul ideal de a merge de unul singur. Îl cunoștea personal pe Domnul Hristos, se convertise, dar iată că și Pavel ajunge la un moment dat să se ducă tot către Ierusalim și să vorbească cu episcopii de acolo și să... și bineînțeles, mai târziu să înceapă lucrarea aceasta misionară. Și să fie integrat într-o biserică locală. S-a integrat și mai mult deschide alte biserici locale. Toate cele trei călătorii misionare ale lui Pavel, astea sunt până la urmă. Până și încheie misiunea de propovăitor în Roma, acolo unde face inclusiv ultima sută de metri din viață, contribuie la dezvoltarea acestor lucrări. Deci pe lângă faptul că ar fi putut face lucrul acesta, se integrează, deschide biserici locale și mai mult le și crește, le păstorește pe unele prin scrisorile pe care le scrie, prin epistole pe care le scrie.
Deci, până la urmă, uitându-le aceste experiențe, e clar că Sfânta Scriptură ne duce în direcția aceasta a părtășiei. Și care, aș spune eu... Nu doar că ne duce în direcția părtășiei, părtășia, haideți să o numim comuniune. Comuniune, pentru că părtășia poate e un cuvânt dificil. În argoul nostru evanghelic, părtășie înseamnă fellowship, adică exact. Comuniune. În Dex, părtășie înseamnă complicitate la o infracțiune. Deci dacă ne urmăresc telespectatori de altă confesiune decât evanghelică, să știe, nu vorbim aici despre complicități infracționale, vorbim despre comuniune sau această relație de tovărășie, de prietenie. Avem în crez Communio Sanctorum, comuniunea sfinților sau părtășia sfinților. Biserica este o comuniune a sfinților, este o comuniune cu Cel Sfânt, cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, o comuniune a lucrurilor sfinte sau cu lucrurile sfinte, care înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu, Euharistia, da, Masa Domnului și nu numai, darurile sau carismele Duhului Sfânt manifestate în comunitate și în comuniune. Biserica este o comunitate a comuniunii și este născut, așa cum spuneam, prin Duhul Sfânt care și o consacră, o sfințește. Și atunci, strângerea aceasta la oaltă, pentru că eclesia înseamnă cei chemați, da? Și sinagogie înseamnă, de fapt, cei strânși la oaltă, adunarea. Adunarea celor aleși este vitală. Noul Testament nu recomandă strângerea la oaltă dacă este posibilă. Strângerea la oaltă sau adunarea este vitală pentru că da, Duhul Sfânt poate lucra, nu are granițe, nu are margini, Hristos poate trece prin pereți și așa mai departe fără să se opintească, dar modul, haide să spunem, obișnuit, normal al lui Dumnezeu de a lucra este în sânul comunității. El poate să lucreze și în sânul unei comunități dispersate, da? În cazuri de excepție, cum a fost și pandemia, fără probleme, nu îl împiedică asta pe Dumnezeu, dar tiparul sau norma sau paradigma este strângerea la oaltă. Să nu neglijați strângerea la oaltă, cum au unii obicei. Strângerea aceasta la oaltă este foarte importantă. De ce? Păi, și că tot s-a amintit de cincizecime. Puteau să fie ucenicii fiecare în Ierusalim undeva să-și închirieze o cameră într-o casă fiecare, eventual 2-3 așa împreună, 2-3 colo, dar tot așteptau făgăduința, nu? Nu, ei au fost strânși la oaltă. Și atunci, și accentuează Luca, accentuează asta în fapte 2 la început. Erau toți împreună în același loc. Nu numai că erau toți, că pot să fii toți, dar să nu fii împreună. Poți să fii toți cumva împreună separat. Erau toți împreună în același loc, în același gând. Și atunci are loc cincizecimea. Deci, părtășia, comuniunea bisericii, biserici în sensul de adunare, de strângere a credincioșilor vizibilă, concretă, este esențială. Ea nu este doar recomandată sau doar sugerată, ea este o axiomă. Nici n-aș spune că e poruncită, deși am putea spune asta, dar este o axiomă, adică asta este ceva ce nu se mai discută. Se pleacă de la ideea, axiomatic, de la ideea că e ceva clar, că asta există. Și că acolo, în sânul comunității, se consumă, de fapt, ceea ce noi numim întâlnirea cu Dumnezeu. Da? Întâlnirea cu Dumnezeu, care poate avea loc și în particular. Dumnezeu ne poate da întâlnire oricui sau fiecăruia dintre noi și în particular. Lui Pavel i-a dat întâlnire pe drumul Damascului, fără probleme. Da? Dar întâlnirea comunității în care se manifestă harismele Duhului, în care se manifestă, aceea se întâmplă în cadrul adunării. Prin daruri care sunt date ca să fie dezlujire pentru ceilalți. Da, de fapt, toate darurile sunt în folosul comunității. Nu în folosul celorlalți. Nu pentru noi, sunt pentru ceilalți. Și
eu cred că exercitarea darurilor în contextul comunității, sub, să spunem, supravegherea sau cu acordul și sub autoritatea bisericii locale, este iarăși vitală. Pentru că e posibil să existe oameni care cred că lor li s-a dat ceva și, am eu o vorbă puțin mai peiorativă, își deschid cabinet de, nu știu ce, dar au ei și cumva trebuie să vină lumea ca la moară, la ei. Nu găsim așa ceva în Scriptură. Da? Darurile, ori despre ce dar ar fi vorba, darurile sunt date pentru zidirea bisericii și sunt date pentru folosul celorlalți. Nu sunt date pentru noi. Și atunci, dacă Dumnezeu vrea să se folosească de mine cu un anumit dar pe care Duhul Său îl exercită sau îl manifestă, vrea să-l manifeste prin mine, eu trebuie să fiu acolo, în trupul lui Hristos. Darul acela trebuie să fie exercitat în folosul sau în scopul zidirii celorlalți din trupul lui Hristos, fără a mă scoate pe mine în evidență, fără a indica spre mine, ci pur și simplu ca o slujire și ca o zidire pentru ceilalți. Slavă Domnului! Este foarte importantă, și acum vorbim puțin despre importanța aceasta. În comunitatea locală, spuneați de oarecum, să spunem, managementul acestor lucrări pe care se fac de slujire, și asta o face în biserica locală. Pe de altă parte, creșterea. Și apoi vreau să vorbim puțin și despre grijă unii față de alții. Mm. Și când zic grijă față unii de alții, în engleză îi spune accountability. Mm-hmm. Și mă refer nu numai a da socoteală. E un cuvânt neplăcut pentru noi, nu ne place. Dare de seamă. Dare de seamă, da, în care suntem chemați să ne ajutăm unii pe alții, să supraveghem ceea ce se întâmplă, să veghem unii asupra altora, să ne ajutăm, da, să creștem împreună, dar și să dăm socoteală unii altuia. Și asta se întâmplă în biserică. Oamenii de obicei, și știm asta că face parte din natura umană, nu ne place să ne întrebe cineva sau să ne ia la întrebări față de ceea ce facem. Nu dăm socoteală, pentru că așa e firea noastră. Nu ne place să dăm cu subsemnatul. Deși, uneori, este vindecător și știm asta. Avem exemple foarte multe. Plecând de la aceste, cititul Scripturii se poate face și acasă? Și rugăciunul se poate face și acasă? Asta, comuniunea, bineînțeles, și numai vorbim de masa Domnului, cu siguranță nu se poate face. Deși, revenim iar la situația aceasta a pandemiei, care iar ne-a dat puțin unora teologia peste cap și au știți că anul trecut am discutat mult și s-a vărsat multă cerneală pe tema aceasta a mesei Domnului în biserica de casă sau creștinul, soțul într-o familie este preot în casă. Iar o altă chestie, să spunem așa, evanghelică, care a fost dusă puțin la extrem. Cum vedeți lucrul acesta? Despre relațiile acestea de creștere și dare de seamă. Sunt argumente suplimentare pentru importanța bisericii locale. Așa, ca o mică recapitulare, în Fapte 2 avem acest cuvânt că Domnul adăuga în fiecare zi, deci existau persoane care țineau o evidență numerică, ceea ce arată importanța apartenenței. Apoi avem descrierea unor practici ale bisericii din Ierusalim, ce făceau ei, în sfârșit, alegerea unor slujitori, a unor diaconi care să slujească acolo, concret, în biserica din Ierusalim, nu așa pretutine, acolo, în biserica din Ierusalim. Deci biserica locală ca un grup bine definit. Mai mult, în Noul Testament găsim aceste adresări. Bisericii din Corint, bisericii din Efes, har și pace vouă, salutări bisericii din Galatia. Sau. Deci există această adresare. Când vine vorba de grija pastorală, iarăși găsim în Evrei 13 cu 17 că trebuie să
ne supunem, parafrazez, conducătorilor sau autorității, liderilor bisericii, pentru că ei veghează ca unii care au să dea socoteală pentru turma pe care Dumnezeu le-a încredințat-o. Este lipsit de logică să ne imaginăm că un lider, un conducător, un episcop al bisericii din Efes va da socoteală pentru ce se întâmplă la Roma sau la Corint. Nu e logic, da? Va da socoteală pentru turma aceea concretă, foarte clar, să spunem, conturată în parohia lui, în localitatea lui. Deci, grija aceasta pastorală se exercită asupra unei turme, cum o numește Scriptura, asupra unui grup de credincioși foarte clar. Creșterea spirituală, apropo de daruri și de ce am amintit, creșterea spirituală prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, că una este când eu îl citesc și îl citesc singur acasă, e foarte bine, și alta este când îl citesc cu biserica. Îl citesc, dacă vreți, liturgic, adică liturgic, în cadrul închinării. A citi scripturile împreună cu biserica, și asta era o practică a bisericii primare, de care s-a amintit. Citeau scripturile. Stăruiau în ele. A citi scripturile, a asculta cuvântul lui Dumnezeu predicat, iarăși este o practică care sublinează importanța strângerii, a adunării a bisericii locale. Și da, disciplina bisericească, despre care ni se vorbește în Scriptură, găsim în Corinteni, în 1 Corinteni 5, de exemplu, de la 1 la 13, îndemnul sau porunca Sfântului Apostol Pavel ca acea biserică locală să pună sub disciplină, să disciplineze un membru al ei care se comporta într-un mod nedemn de numele de creștin. În a doua epistolă, mă rog, în următoarea epistolă, da, revine Pavel și spune, bun, acum primiți-l totuși înapoi ca să nu aibă Satana câștig și să se piardă, dar inițial el trebuia disciplinat pentru că omul avea, scuzați-mi expresia, obrazul foarte gros, indiferent cât i s-ar fi explicat el, nu înțelege, atunci trebuia să fie ajutat să se simtă, să-și dea seama că este într-o gravă eroare de gândire, de comportament și că ne cinstește, practic, numele lui Dumnezeu și biserica lui Dumnezeu. Cum să te dezvolți spiritual? Cum să fii îngrijit din punct de vedere spiritual și să nu iei razna, ca să-mi exprim mai direct. Da, asta e corect. Dacă tu nu aparții unei biserici locale. Și aici vreau să ridic o problemă sensibilă care s-ar putea să fie destul de des întâlnită în mediul evanghelic, indiferent de confesiune, că pentecostal, baptist, creștin după Evanghelie, este așa numită problemă a mărturisirilor sau spovedanilor în afara contextului pastoral al bisericii locale. Și există acest fenomen, da? Un creștin care frecventează o anumită biserică sau care nu frecventează nicio biserică, se duce colo, 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 la un moment dat vrea să-și despovăreze, zice el, conștiința și simte nevoia să vorbească cu cineva, cu un pastor, să-i spună problemele lui. Și își alege un pastor, da, un duhovnic după simpatiile lui, bineînțeles. Se duce la cineva cu care simte el că poate să stea de vorbă. Foarte bine, se duce. Și mărturisește. Frate, am făcut așa, uite, am problema asta. Ce poate să facă pastorul respectiv, în afară de a-l asculta, eventual a se ruga împreună cu el sau a-i promite că se va ruga pentru el, mai mult de atât, ce poate să facă? Nimic. Ar putea să ia legătura cu, dacă respectivul merge la o biserică, să ia legătura cu pastorul, dar asta ar însemna cumva o,
o încălcare a confidenței, nu? Exact. A confidenței mărturiei. Ideea este că, și asta vreau să subliniez, dacă eu am ceva de mărturisit, vreau să-mi despovăresc conștiința și simt nevoia să vorbesc cu cineva mai matur spiritual despre problema mea. Ideea este să mă duc la cineva care are și autoritate peste mine ca oiță în turma Domnului Hristos, nu ca să-mi facă rău, nu ca să-mi impun nu știu ce canoane și eu să mă simt, dar ca eu să fiu ajutat, pentru că există și acest factor al jenei, ca să nu spun al rușinii, pentru că nu, ideea nu este să rușinez pe cineva. Dar există acest factor că mi-e puțin jenă, mi-e puțin rușine. Eu trebuie să înfrunt această jenă și să înțeleg că, da, păcatul poate aduce rușine. Ca să pot să fiu recuperat, trebuie ca acel slujitor să fie atent cu mine, să mă ajute eventual și alții din biserică, persoane mai mature, să vină în jurul meu, să mă susțină. Dacă nu există această relație și eu mă duc și mă mărturisesc oricui care oricum nu poate să mă ajute cu prea mare lucru în afară de a spune rugăciune, da? Unde este grija pastorală și unde este eficiența? E foarte logic ceea ce spui, mai ales că dacă facem paralela aceasta ca unui pacient care are un doctor de familie, cineva care îi cunoaște istoricul, care știe la ce e alergic sau nu, practic ca un copilaș, în momentul când cineva se adaugă, folosesc termenul folosit de Cornilescu, se adauga la biserică, el are un parcurs ca și copil spiritual, da? Începe cu rană mai ușoară, lucruri care le putea înțelege, și apoi devine încetul cu încetul, crește, se maturizează și el la rândul lui după aia îi ajută pe alții. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, cu siguranță, deși ar putea citi, deși ar putea face o grămadă de lucruri. Comunitatea, puterea comunității a celor din jur, până la urmă, ar fi ca o surcea așa, care arde cât arde din resursele proprii și la un moment dat se strânge. Și poate la un strop de ploaie sau la o adiere de vânt se stinge. Când suntem împreună, mai multe așchi, da, mai multe lemne, atunci, cu siguranță, împreună putem arde. Și tocmai de aceea am vrut să discutăm despre asta. Pornind de la constatarea personală și pe care cu siguranță o aveți și dumneavoastră, că mulți cred că acceptarea mântuirii și apartenența la biserica, al cărui știm că ca biserică Domnul Hristos, biserica universală, este suficient și practic fiecare trăiește cum poate, pe unde poate și credința, am auzit-o și pe asta, credința mea e în inimă. Da, și practic nu trebuie foarte mult vizibilă și asta e discutabil. De fapt, oarecum proiectul secularizării a mizat pe această idee că credința e ceva privat. Nu e ceva public, nu este un lucru de interes. Ține de intimitate și ține de intimitatea fiecăruia și foarte bine. N-ai decât să ai credința ta în particular, în cămăruță, în inimă, dar în spațiu public te porți cumva neutru, faci abstracție de credința aceasta. Tu trebuie să fii laic. Da? Ceea ce nu este biblic. Nu este nici biblic și nu corespunde nici realităților sociale și psihologice și religioase. Adică poți să adopți un soi de cod social în care îți propui cumva forțat să faci asta și să încerci să te dedublezi și să te porți făcând abstracție, dar există doar o anumită măsură în care poți să faci asta, mai mult sau mai puțin, și nu e ceva firesc, nu e ceva natural. Da? Pentru că omul este și tocmai de asta proiectul secularismului, să numim așa, a eșuat. Până și seculariștii recunosc asta. Da? Religia este din nou în scenă mai puternic decât oricând. Această încercare de secularizare n-a făcut altceva decât să exacerbeze spiritul religios, ba chiar să-l ducă la extreme, din nefericire în cazul unora, să-l radicalizeze, dar nu a
steriliza lumea de religie. Pentru că omul este o ființă religioasă. Homo religiosus, da? E o ființă religioasă. Pentru că așa l-a creat Dumnezeu. Omul l-a creat cu părticica aceea care totdeauna își dorește să trăiască veșnic, dorește să se conecteze cu cineva mai puternic. Dumnezeu ne-a făcut ființe sociale. Suntem după chipul și asemănarea Lui și parte a acestei asemănări este socialitatea. Sfânta Treime este o comuniune de persoane și noi așa funcționăm, în baza unei comuniuni de persoane. Nu suntem în largul nostru și nu simțim în regulă dacă suntem izolați. Și da, Dumnezeu a pus, spune cuvântul, în inima omului gândul veșniciei și de asta uneori ni se pare că suntem veșnici chiar și aici pe pământ, deși nu suntem, dar e tendința aceasta de a ne, face planuri ca și cum am fi veșnici. Acest gând, această pornire către veșnicie e pusă de Dumnezeu noi. Da. Ultima întrebare pe care vreau să vă pun este legată de forma aceasta modernă de apartenență și am și anunțat la început emisiunii, prinse biserica online sau știu, biserici online, că la un moment dat serviciile acestea de streaming video, de tot ce înseamnă content multimedia, inclusiv religios, este foarte la îndemână și la un moment dat, pe lângă faptul că poți să mergi la o biserică, cel puțin în orașul în care ești, în localitatea în care ești, acum ai posibilitatea să accesezi prin internet absolut orice biserică. Începuse de dinainte de pandemie tendința aceasta, sunt chiar mega church-uri online, biserici care încurajează oarecum apartenența, membralitatea în biserica aceasta online, ba mai mult inclusiv relația aceasta de a dona, de a contribui la resursele bisericii, de a împărtăși și cu alții. Totul se întâmplă în versiunea aceasta online. Nu mai vorbim inclusiv de cina Domnului, de comuniunea aceasta online. Și vedem că este încurajată din ce în ce mai mult. Personal, sunt foarte reticent. Nu cred într-o asemenea soluție, deși și noi, Producenți Media, am mai transmis servicii divine, inclusiv biserica din care tu... pe care tu slujești, la fel face lucrul acesta, dar este doar un extra, să spunem, beneficiu pe care îl facem celor care nu pot să ajungă și a fost de bun augur în perioada aceasta pandemiei. Dar de a concepe un nou model de biserică, biserica online în care tu aparții unui grup pe care probabil nu-l vezi niciodată decât și de a beneficia de, sau spune, de a adapta fapte 2 la mediul online, mi se pare deja peste. Asta este părerea mea. Aș vrea să auzi și părerea ta. Da, părerea mea este asemănătoare. Acum, iarăși, eu pledez pentru echilibru. Pe de o parte, Dumnezeu e nemărginit, Duhul lui Dumnezeu se poate manifesta liber oriunde și oricând. Pentru a avea o întâlnire cu Dumnezeu și pentru a fi în Duhul, nu trebuie în mod obligatoriu tot timpul să fii într-o comunitate. Dar asta ca excepție. Avem pe Sfântul Teolog Ioan, nu? Care era în Patmos, exilat. Singur. Nu putea merge la biserică. A avut și el online-ul lui cu cerul, că i-a dat Dumnezeu o fereastră în cer și s-a uitat la online tot era ce... Era în cloud. Da, acum să-mi fie scuzată. Dar asta spune că a văzut o fereastră și acolo a văzut pe aceea realitățile cerești și Dumnezeu îi dădea streaming din cer, da? Și în viitor ce are să se întâmple. Era, și spune, în ziua Domnului eram în Duhul. Deci el era în Duhul, dar într-o situație excepțională. Și sunt asemenea situații excepționale când din anumite motive foarte întemeiate nu avem cum să fim cu comunitatea. Asta nu înseamnă că ne-am luat concediu de la Dumnezeu sau de la credință sau că ne-am descreștinat. Nu. Pur și simplu așa e situația respectivă în viață.
Și da, Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze. Acum, normalitatea sau standardul sau firescul pe care îl găsim în Scriptură este strângerea la olaltă. Și tot ceea ce Dumnezeu are de lucrat acolo când creștinii se strâng la olaltă, este, sau pentru tot ceea ce Dumnezeu are de lucrat, este foarte importantă prezența fizică. Argumente teologice există foarte multe, aș spune că abundă. Dar unul care de departe mi se pare cel mai relevant este întruparea. Putea Dumnezeu să lucreze, cum a și făcut-o de fapt în vechiul legământ, prin anumite momente de cercetare, când Duhul Său se cobora peste unii oameni și proroceau, făceau isprăvi în numele Domnului, prin îngeri, prin tot felul de manifestări supranaturale, putea Dumnezeu? Da. Dar Dumnezeu n-a făcut-o cumva virtual sau la distanță, wireless așa, da? Din cer, faci să se întâmple chestii pe pământ. Dumnezeu s-a întrupat ca să fie prezent fizic. Cu riscul de a și suferi moarte în trup, ceea ce este foarte greu de procesat și de acceptat, ca dumnezeirea să se mărginească, să pătimească și să guste moartea în trup de om. Dar atât de importantă a fost această încarnare sau întrupare, materializare și prezență fizică, încât Dumnezeu s-a întrupat. Biserica universală este mai degrabă, și nu vreau ca cineva să mă judece, să zică de ce erezie spune, da, Biserica universală este mai degrabă un construct teologic. Este o realitate. Comuniunea Sfinților înseamnă din toate timpurile. Din toate timpurile și a celor care, și în teologia răsăriteană, eu sunt de acord cu ideea aceasta, există acest concept că biserica luptătoare și biserica triumfătoare, cei care sunt aici pe pământ, cu cei care s-au mutat la Domnul, sunt biruitori, noi toți formăm o biserică, nu e ca și cum e acolo noi... Și al cărui cap este Domnul exact, Hristos. Exact. Deci noi păstrăm cu Sfinții Apostoli, cu cei care, cu Sfinții din Vechiul Testament, da, cu David, cu Moise, cu Ilie, absolut, cu Enou, care s-au mutat la Domnul. Noi toți suntem o biserică. Da? Noi toți suntem... Deci iată, hai spunem virtual așa, da, se poate discuta, dar dincolo de asta, manifestarea acestei comuniuni la nivel local și întrupat, da, întruchipat, se întâmplă într-o comunitate, într-o biserică locală. Deci, revin la întrebarea noastră. În situații excepționale pot exista comportamente și măsuri excepționale, pe care le-aș numi măsuri sau comportamente de avarie. Normalitatea însă este alta și o avem descrisă în Cuvântul lui Dumnezeu și experimentată în ceva mii de ani de creștinism. Biserica exclusiv online nu e biserică, tot așa cum școala exclusiv online nu e școală. Da? Este nevoie de interacțiunea aceea directă între profesor și elev, care este formatoare, care este pilduitoare, așa mai departe, ca școala să fie ce trebuie. Nu se pot livra conținuturi online. Bă, da, și-am făcut-o. De un an și jumătate împreună cu colegii mei și la Liceul Teologic Pentecostal Emanuel și alți colegi în altă parte, o fac. A trebuit să o facem. Decât să nu învețe nimic și decât să fie un timp pierdut, am făcut ca o cârjă, da? E ca o soluție de avare. Băi, ceva, să fie ceva totuși. Dar nu poți să spui că asta este ideea, asta este idealul, așa e ceva asta normal. Da? Și că e foarte bine așa. Nu. Chiar oameni care cred în tehnologie și în online și așa, au trebuit să spună nu a funcționat. Eu nu sunt de partea aceasta, sunt chiar
spuneam, sătul de, și nu numai eu, oamenii care lucrăm în domeniul acesta, am ajuns la o saturație, trebuie să recunoaștem, de online, de transmitere pe la distanță. Da. Apreciem foarte mult socializarea față către față, om către om. Da, biserica online, e în propriu numit așa, transmisiile acestea online, ele pot completa. Pot completa. Tot așa cum fac iarăși comparația cu școala. Conținuturile înregistrate și livrate pe internet, suplimentar, pe diferite canale, pot să vină în completarea conținuturilor livrate fizic la școală. Un profesor își predă lecția, are mai mult sau mai puțin stil pedagogic, în sfârșit, poate e mai nou la catedră, poate are mai multă experiență, el își predă lecția și ulterior, când se duce acasă, un elev poate să găsească pe un portal specializat sau pe internet aceeași lecție, sau mai degrabă lecția ca și conținut din programă, predată de alți profesori, în mod diferit, mai mult sau mai puțin ilustrativ, și el să audă încă o dată sau să audă și altfel și în felul acesta să înțeleagă mai bine. Dar a conta exclusiv pe conținutul livrat online, depersonalizându-l, detașându-l pe educabil, da, pe elev, de interacțiunea fizică umană, e o mare infirmitate. Așa este. Așa o consider și eu și și dumneavoastră, stimați respectatori, trebuie să înțelegeți că discuția din seara aceasta a fost exact de a explica avantajele și spun în primul rând a ceea ce invitatul nostru spunea despre educație, avantajele educației față către față, dar mai mult despre biserica locală, comunitatea. Da, sigur, eu am făcut o comparație, fiind și cadrul didactic, mi-am permis să fac această comparație între școala online și biserica online. Până la urmă, și școala este o biserică, da. Și biserica, școala a apărut în biserică, biserica este o școală, suntem cu toți în învățământul acesta ca elevi, studenți al Domnului Hristos, ucenici, da? Asta ne dorim și asta nu putem face decât unii către alții. Mă gândesc că și emisiunea aceasta ar fi putut o face de la distanță și multe dintre emisiune poate la care te-aș fi putut invita să le putem face de la distanță, dar am evitat. Pentru că, stimați prieteni, trebuie să recunoaștem că nu se compară nici măcar o emisiune TV făcută de la distanță cu una în studio. Clar. Atunci când ne simțim, ne înțelegem din priviri și... Ea poate fi o soluție de avarie, dacă altfel chiar nu se poate, dar pe cât se poate e bine să fie așa. De așa trebuie să rămânem și cu gândul acesta în relația noastră cu credința, cu Domnul Hristos, să fim împreună așa cum Biblia ne arată foarte clar. Domnule director, mulțumesc foarte mult pentru prezență. A fost o încântare, o bucurie să ne revedem. Mulțumesc, la fel. Am să reluăm emisiunea împreună și, bineînțeles, cu ajutorul Domnului și cu disponibilitatea dumneavoastră, cu acceptul dumneavoastră, vom mai încerca să tratăm și alte subiecte. Sigur, cu mare plăcere. De obicei, vă rezerv subiecte dintre acestea nu ușor de digerat, care uneori poate deranjează, dar... și aceste lucruri trebuie spuse din perspectiva Scripturii și, bineînțeles, Biblia are întotdeauna dreptate. Așa este. Slavă Domnului! Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!